astăzi este despre motivație, că tot se apropie vara. Iar Beatrice Olaru, care a devenit mamă pentru prima oară acum 5 săptămâni, deja și-a făcut planul de bătaie în sala de sport. Bine ai revenit, Beatrice! Bună, bine v-am regăsit! Ce faci? Cum te simți? Foarte bine! Sunt foarte bine, mă simt... Sunt în formă, deși orele de somn sunt din ce în ce mai puține, da. Dar ne descurcăm. Perfect. Te trezești noaptea destul de des? Înțeleg? Da, pentru că alăptez exclusiv și atunci la 3 ore, cam așa. Cam așa, nu? Da, cam la așa. 3 ore. Da, bun. E o întrebare un pic cam delicată, dar n-am încotro, trebuie să ți-o adresez. Câte kilograme ai luat în sarcină? E o întrebare pe care o primesc, cred că cel mai des după ce am născut, a fost 15 kilograme pe total. 15 kilograme. Da, și din cele 15 am mai rămas cu 5-6 kilograme. Ok. În principiu nu sunt multe kilograme, adică... Nu... Pentru mine au fost multe. Pentru tine au fost multe, dar cumva sunt niște kilograme normale. Da, sunt niște kilograme normale pentru că este foarte multă retenție de apă, este greutatea copilului. Exact. Placenta și așa mai departe. Și atunci de asta am și rămas cu cele 5, care se împart așa în țesut adipos. Așa. Și apă ce a mai rămas. Și pentru că alăptez, bineînțeles, și acolo e un... Deocamdată tu nu poți să intri să ai un regim alimentar, nu. Da? Nu, pentru că nu, pentru că alăptezi și atunci e bine să te hrănești. Și nici nu-mi doresc consistent. Și asta vreau să și transmit femeilor, mămicilor în special, că imediat după ce aducem pe lume un bebeluș, nu cred că ar trebui să fie goana după să ne cântărim în fiecare zi și să ne luptăm cu kilogramele acumulate în plus, ci trebuie să fim foarte atente la... Pentru că eu sunt încă în perioada de 6 săptămâni, se spune că perioada de recuperare, indiferent de ce metodă alegi de naștere, este perioada de recuperare. Și atunci, în perioada asta, trebuie să lăsăm corpul să se refacă, să-i dăm timp, să-i dăm atenție și ca orice recuperare, indiferent că vorbim de o naștere, indiferent că vorbim de o accidentare, se axează pe alimentație corectă, echilibrată, pe odihnă atât cât se poate după ce naști. Mai ales că, da, asta vreau să spun, cât de importantă este odihna? Extrem de importantă. Într-un program de remodelare corporală, atât pentru sportivii de performanță, atât pentru oamenii care își doresc să intre într-o formă fizică bună, cu atât mai mult pentru o proaspătă mămică, este extrem de importantă. Mămicile sunt private de odihnă și atunci clar că mai greu reușești să dai din țesuta de post jos, dar tocmai de asta simt așa în social media că se pune o presiune atât de mare pe proaspetele mămici și ne uităm, mai ales noi femeile între noi, că știi, femeile, nu știu de ce, sunt mai rele între ele. Și atunci trebuie să... Eu cred așa că dacă tu ești îngăduitoare cu tine, cred că asta emani în jurul tău și trebuie să încercăm să privim un pic mai îngăduitor mamele, proaspetele mămici, pentru că nu silueta este cea mai importantă imediat după ce... Corect. Eu fiind antrenor de fitness și pentru că asta mi este meseria... Știi ce te-aș întreba? Cum ai trecut tu prin aceste schimbări? Adică tu... Antrenor de fitness, ai făcut sport toată viața, te-ai chinuit, ai muncit foarte mult să ai un corp armonios, arăți foarte bine, da? Iată, a venit această binecuvântare, această sarcină, ai fost nevoită să iei kilograme în plus, cum e și firesc, da? Cum a fost procesul ăsta? Un om care s-a luptat toată viața să aibă corpul în stare perfectă, uite că a acumulat niște kilograme în plus. Cum vezi transformarea asta? Cum ai perceput-o? A fost funny pentru mine, adică când mă uit, pentru că eu n-am fost niciodată, tot timpul am fost cu greutatea acolo, cu procentul de grăsime corect. Și atunci când am început să iau în greutate, mă uitam la mine în oglindă și mă amuzam, râdeam de mine, mă simțeam ca o focă pur și simplu. Și au fost câteva schimbări ale corpului care, orice femeie se uită în oglindă și te întreb. Și acum mă întreb, oare o să mai arăt cum am arătat până acum? Nu știu să vă spun asta, poate o să arăt la fel, poate o să arăt mai bine, poate nu o să ajung chiar în acea formă, că mă uit la pozele de dinainte de sarcină și mă motivează, adică mă uit și zic, ok, deci eu am fost în corpul ăla, s-ar putea să mai pot. Dar dacă nu o să pot să mai ajung la forma de atunci, nu este o tragedie, trebuie să ajung la forma mea cea mai bună acum. Exact. Pentru că acolo aveam 26, 27, 28, acum am peste 30. Da. Organismul după 30 de ani nu mai este la fel ca până în 30 de ani. Asta în programul meu de training online colaborez cu foarte multe mămici care au cumpărat programul Hey Mama și asta încerc să le transmit, să fie îngăduitoare cu corpul lor,
Pentru că acum știți cum e, sunt și la îndemână tot felul de ceaiuri, nebunii. Da, da, și da, da, da. Ajută, dar da, nimic ca sportul, adică dacă nu, nu combini... Nu se compară. Da, și trebuie să ai sport, încredere în proces și să-ți dai timp și să ai răbdare cu tine. Cumva, cred că principalul ar fi să înțelegi că este un proces de durată, nu? Da. Așa cum, spre exemplu, kilogramele astea le-ai acumulat în decurs de 9 luni, corect, să spunem, ar trebui să-ți dai timp cel puțin 9 luni pentru a așa reveni. Așa și trebuie, adică trebuie să ai răbdare în 9 luni să dai kilogramele pe care le-ai acumulat. Și mie, înainte de a deveni mămică, îmi plăcea să compar corpul uman, da, cu un bebeluș. Tot timpul așa le spuneam, ai grijă de corpul tău ca și cum ai avea un bebeluș. Acum că sunt mămică, înțeleg și mai bine sintagma asta și da, chiar trebuie să ai grijă de corpul tău, pentru că în momentul în care ai grijă de tine și mănânci echilibrat și faci puțină mișcare, într-adevăr, în perioada asta nu ai voie să faci foarte multă mișcare, dar poți să faci sesiuni de mers, poți să faci exerciții de postură. Corect, corect. Ai ceva sfaturi, recomandări pentru mămicile care, mă rog, se confruntă, da, cu tot felul de situații în această perioadă? Îmi scriu foarte multe mămici pe Instagram și pentru că am tot postat poze de după naștere și m-au întrebat cum faci să arăți atât, exact, de bine. La mine a contat faptul că eu am fost toată viața sportivă, da, și că mușchii au memorie, mușchii mei abdominale au fost lucrați și așa mai departe și poate mi-am revenit mai repede, deși eu nu simt că mi-am revenit atât de spectaculos. Ești foarte frumoasă! Să rămână mult, la fel. Și asta vreau să le transmit, că nu trebuie să se compare cu nimic din ceea ce văd pe Instagram. Corect. Și să fie mai mult atente la ele, la corpul lor, și mai puțin la celelalte siluete din jurul lor. Pentru că asta este sfatul principal, nu te compara cu nimeni, nu? Pentru că în momentul în care tu îți îndrepti atenția asupra ta și ești atentă la semnalele pe care corpul tău ți le dă, atunci poți să faci ceea ce trebuie pentru tine. În momentul, da, în care tu îți dorești să arăți ca respectiva de pe Instagram, atunci... Da, și respectiva de pe Instagram are varianta să muncească foarte mult de arată atât de bine sau să nu arate atât de bine în realitate, să-și editeze foarte mult fotografiile, da, să nu existe, da, videouri, da, cu anumite, exact, persoane, nu există. Eu așa verific conturile. În momentul în care urmăresc o fată frumoasă, caut să văd dacă are video pe undeva. Să și foarte seama... multe, da, să-ți dai seama dacă pozele prelucrate și multe nu au video cu ele. Mi-e milă de femeile astea. Încearcă să se ridice, să-și creeze o falsă identitate, practic. Un alter ego perfect la care, da, ele ar dori la un moment dat să tindă. Bun. Până la urmă, nu ăsta este scopul întâlnirii noastre de astăzi. Ceea ce ne propunem este ca, începând de astăzi, Beatrice, să începem un program, da? Să le oferim... Programul meu. Programul tău, da, da. Să le oferim mămicilor, cele care vor să intre în acest program alături de tine, o variantă sănătoasă, corectă, de a scăpa de aceste kilograme acumulate în timpul sarcinii și de a reveni ușor, ușor la forma de dinainte sau poate chiar la o formă mai bună. De ce, da, nu? Eu în câteva zile fac 6 săptămâni de când am născut și o să încep să mă antrenez cu programul meu de training online, pentru că vreau să le demonstrez femeilor, mămicilor, că se poate. Că ăsta este program. Da, și eu am kilograme în plus și eu am procentul de grăsime un pic mai sus decât trebuie. Un alt sfat foarte important este să renunțăm să ne cântărim și să nu ne mai raportăm la numărul de kilograme, pentru că nu este vorba despre numărul de kilograme, este vorba de compoziția corporală. Ok, dar pentru început ar trebui să avem, nu, ca să ne facem o idee, ar trebui să ne cântărim, să vedem care este numărul de kilograme. E posibil ca tu să slăbești în 5 zile 4 kilograme, dar da, în acele 4 kilograme să fie apă și restul musculatură, pentru că grăsimea nu se topește atât de ușor. Dar există cântare care să ne arate totuși... Da, da, există, dar câtă apă, viitoare, câtă grăsime. O să avem. Acum, dar noi avem cântarea aici. Da, și eu m-am cântărit dimineață, da, acasă. Hai să mergem aici și să vedem dacă... Hai să vedem. Funcționează, am avut ceva probleme cu, da, un cântar, cu un cântar și... Da, să vedem dacă vrea. Să vedem dacă în momentul ăsta el funcționează. Și dacă ne ajută. Da, nu cred. Ok. Așa. Asta este un cântar, văd, destul de care performant. Care arată procentul de grăsime și așa mai departe. Dar nu este bai, eu cu acest cântar m-am cântărit. Ok, important este acasă procentul de o grăsime. Vă, că dă eroare. Hai să vedem pe un cântar obișnuit câte kilograme. Sunt 69, 5, cam 5, așa. 5. Da. La ce înălțime contează și înălțimea? 1,74. E bine. Da.
Eu oricum am plecat înainte de sarcină, eram undeva între 62-63 de kilograme. Asta este la 1,74. Asta este greutatea mea. Bun, și procentul de grăsime acum este la 27,3. 27,3 era procentul de grăsime, da. Și musculatura 32,4. 32,4. Da, și unde ar trebui să ajungi? Sau ce îți propui? Asta încercam să vă spun, că eu nu mă raportez neapărat la numărul de kilograme. Așa? Pentru că eu acum mă simt un pic mai voluptoasă și sincer îmi spune și soțul îmi spune că ar mai bine. Că e mai bine, da. Da. Mă interesează foarte mult să cobor procentul de grăsime și să urc musculatura. Procentul de grăsime unde ar trebui să fie ideal? Eu aș vrea să mă duc până în 21-22, dar vedem ce ne iese, având în vedere că alăptez. Da, ok. Și nu, dar pentru o persoană normală, să spunem, după ce se încheie toată această perioadă, cu da, o persoană care nu este neapărat sportivă și nu în 24-25%. Cam 24-25 ar trebui. Grăsimea viscerală iar este foarte importantă, adică grăsimea din jurul organelor. Da. Înainte de sarcină aveam 2%, acum am 4%. Da. Adică și asta e foarte important, pentru că grăsimea din jurul organelor, mai departe, dacă o neglijăm, poate da diferite afecțiuni pe care nu ni le dorim. Și acolo ar trebui să fie tot așa pentru o persoană normală, vorbesc acum. 2% sau ar fi un 3%, să spunem? 2,5%. Da. Grăsimea viscerală, indiferent de numărul kilograme, e bine să fie acolo, ținută sub control. Da, pentru că chiar e destul de periculoasă și declanșează diferite afecțiuni ale organelor. Ok, acum dacă vorbim de țesutul... adipos. Asta e marea problemă, pentru că în momentul în care scapi din țesut adipos și pui musculatura, atunci apare definirea aia pe care ne-o dorim cu toții. Da? Pe care o vedeți în pozele pe care vi le-am dat. Și atunci e foarte important ceea ce mâncăm. Dar dacă mămicile alăptează, nu vă privați de carbohidrați. Corect, da. Pentru că și ei sunt carbohidrații complex, și mă refer, putem să mâncăm orez, putem să mâncăm cartofi la cuptor. Procesul de grăsime nu o să fie atât de slăbire, nu o să fie atât de alert, dar avem nevoie pentru lactații. Lactația e foarte importantă. Bun. Deci tu vrei să pleci de la 69,5 kg și să ajungi undeva la un... Să ajung la 62-63. De unde am plecat. Ok, bun. Procentajul de grăsime, ai zis că trebuie să fie undeva la 22? Mi-aș dori 21-22. 21-22. Ca să fiu... Asta, cine a tras în noi. A, așa? Și ăsta procentajul... Și procentul de musculatură se poate duce în peste 40. Peste 40, ai 32 acum și ai vrea 40. 40. Ok. Toate lucrurile astea crezi că se pot realiza în cât timp cu programul tău? Așa, cu programul meu și având în vedere că sunt o mămică care alăptează exclusiv, în 9 luni. 9 luni? Da. Asta înseamnă antrenamente de 3 ori pe săptămână. Eu o să încep, în momentul în care fac 6 săptămâni, o să încep să mă antrenez cu programul meu, cu care se antrenează foarte multe femei din țară. Și o să vedem ce se întâmplă. O să promit că chiar dacă o să fiu obosită, chiar dacă o să plângă bebe, eu o să-mi fac antrenamentul și o să am grijă de alimentația mea. Abia am așteptat să treacă aceste 6 săptămâni ca să pot să am dezlegare de la medic, dacă mă vede doamna doctor. O să te urmărim și o să fim foarte atenți la fiecare mișcare și sunt convins că vor fi foarte multe mămici ce ți se vor alătura în programul ăsta și de ce nu. Importantă mișcare, e foarte importantă grija pentru noi, pentru că atunci putem să avem grijă de bebele nostru mult mai mult. Mulțumim tare mult, Beatrice, mult succes în tot ceea ce faci. Și vă mulțumesc!